Pandispan, pofos, cucireșe, decorat cu zahăr pudră. Și pentru acest pandișpan vom avea nevoie de câteva ingrediente și vom începe cu 3 gălbenușuri, să le punem într-un bol. Apoi vom uni uleiul, 30 de grame de ulei de porumb sau ulei de floarea soarelui. Amestecăm puțin. Adăugăm și 55 de grame de lapte, vanilie, amestecăm din nou puțin, punem și un praf de sare și amestecăm din nou și vom uni și făina, 100 de grame de făină și amestecăm toate ingredientele să nu avem cocoloașe. Într-un vas vom pune cele 3 albușuri rămase, o să le batem bine cu un mixer sau cu un tel. Foarte, foarte bine. Apoi vom adăuga zahărul, 100 de grame de zahăr și vom bate albușul cu zahărul până se topește bine, bine. O să luăm puțin din albușul nostru și o să îl amestecăm cu compoziția de gălbenușuri. Și după ce albușul nostru s-a unit cu gălbenușul, toată această compoziție o vom pune peste albușurile noastre. Așa, acum o să punem gălbenușurile peste albușuri și cu mișcări de jos în sus o să începem să incorporăm gălbenușul cu albușul. Așa, să le unim ușor, ușor, ca să nu dezumflăm albușul. Acum, am tapetat o tavă cu unt și cu făină și vom pune toată compoziția noastră în această tavă. Vedeți, este foarte spumoasă, într-o formă de 22 de centimetri diametru. Așa, nivelăm așa totul bine. Noi înainte am scos sâmburii de la cireșe. Deci eu am să pun 850 de grame de cireșe. Și le-am dat prin făină și apoi le punem peste compoziția noastră și vom da la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Scoatem din cuptor, lăsăm să se răcească puțin și apoi vom decora cu zahăr pudră. Eu am tăiat din hârtie de copt și am făcut așa un model frumos. Acum ridicăm hârtia. Și ia uitați ce frumusețe! Acesta este pandișpanul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și că mă urmăriți.